Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. 2 morți, 3 morți. Hai frătiucule. 4 morți. 5 morți, bine mă băieți. Salutare bă băieți, bine v-am găsit la un episod mai special bă băieți. Din câte ați văzut și din titlu, de data aceasta vom juca Rainbow Six Siege Cheating, deoarece am văzut la un episod mai vechi că mi-ați cerut destul de mulți dintre voi să vedem aici dacă putem să băgăm cheat-uri pe Rainbow Six Siege și am fost contactat de băiatul ăla care ne dădea nouă cheat-uri, mă rog, care îmi dădea mie cheat-uri să le prezint pe canal mai de mult. Mi-a zis, bă frate, uite, nu vrei să încerci un cheat de Rainbow Six Siege? Și am zis, bineînțeles, fratiuc. Dar, na, am cheat-ul ăsta de vreo 3 zile, am zis să-l testez, având în vedere că Rainbow Six Siege, na, e un joc cu un anticheat destul de bun. Chiar nu mă gândeam că o să fie un cheat nedetectabil pe acest joc și am deja cheat-ul în teste de vreo 3 zile. Am zis să fiu sigur așa pentru siguranța voastră, că de contul meu nu mă prea interesează sincer, de siguranța voastră în caz de vreți să vă băgați acest cod, să vedem dacă cheat-ul este nedetectabil. În 3 zile nu mi-am luat bani și credeți-mă că am dat-o destul de obvious. Gândiți-vă că aveam pe contul ăsta level 3, acum am 13, mă rog, n-am jucat foarte mult, n-am jucat cred că vreo 7-8 meciuri maxim, dar în toate meciurile am avut peste 20 de kill-uri. Am jucat și cu Silent Aim, care din câte puteți observa aici din meniul cheat-ul este opțiune risc, adică e o opțiune riscantă să joci cu Silent Aim și totuși eu nu mi-am luat încă ban. Nu știu exact cum funcționează anticheat-ul lor totuși, adică mă gândesc că au un anticheat care să-ți detecteze cheat-ul, dar nu știu dacă au auto attempt the server fail. Gata mă băieți, mi-a picat și netul, mi-am luat și ban. Gata mă băieți, ne-a găsit și meci, doamne, am crezut că mi-am luat ban să-mi bat picioarele nouă. Probabil am avut o eroare de conexiune sau chestii de genul, deci jucăm unranked. Nu uitați, bă băieți, dați și voi acolo like să facem 1000 de like-uri dacă mai vreți episoade de genul în continuare. Hai să vedem, eu în meciul ăsta o să dau rage, adică practic nu o să stau să ascund hack-uri și chestii de genul. Eu încă nu știu cum funcționează map ban, bă, eu vreau să jucăm, ok, border banăm și noi atunci, bă băieți. Nu o să stau să-mi ascund hack-uri sau chestii de genul, adică eu o să joc, frate, dacă joc ca lumea cu cheat-ul. Nu o să stau să zici că mi-e frică să-i dau pic la ăla, mi-e frică să-i dau pic la ăla. Vedeți că mi-am făcut aici niște setări decente, zic eu, adică nu sunt chiar așa, nici măcar nu mi-am, adică nu mi-am pus să stau pe head, am zis, hai mă, să nu fiu nesimțit. Mi-l pun pe multipoint unde trag, acolo se duce glonțul și acolo îl omor pe inamic, nu să mi se ducă ținta doar pe cap, că ar fi fost prea obvious. Start of operator ban. O poți să ai, da, aici nici cred, aici cred că pot să și dau skip, că nu cred că vă interesează pe voi neapărat partea de votat. Dar nici nu știu ce să fac sincer. Cred că da, o să dau skip până începe meciul băieți, că nu are rost să arăt și partea asta când votăm. Da bă băieți, deci a votat și echipa adversă, round 1, atac, mamă, de ce trebuie să dăm atac fix în prima rândă? Deci nu-mi place deloc să joc la atac, dar mă rog, îmi place cât de cât că o am pe și asta și pun aici un red dot, are red dot deja pus arma asta și le dăm bine de tot cu ei. Hai să luăm și pic la diffuser dacă tot, adică am zis să luăm și diffuserul dacă tot, adică dacă tot avem cituri dăm rush pe ei, am pus frumos diffuserul și AM, ce sunteți nebun la cap. Hai să vedem acum, deoarece acum câteva meciuri am dat de încă un codat, deși eu când nu jucam cu coduri pe acest joc n-am dat de absolut niciun codat. Aparent în acum câteva meciuri am dat de un codat care efectiv se uita la noi prin pereți și trăgea în noi, l-am văzut pentru că da, și eu aveam olec, altfel nu-mi dădeam seama. Bine, probabil că îl vedeam dacă mă omora și se uita obvious la mine, îl vedeam pe killcam, dar oricum mă mir că sunt codați totuși pe jocul ăsta, adică nu mă așteptam să, adică mă așteptam să fie clear jocul ăsta, să nu fie niciun codat pe el, dar în fine, aparențele înșeală, bă băieți. Hai să înceapă aici meciul, bă, nu știu harta. Ah, ba da, mă, pe harta asta am jucat meciul trecut, o luăm repede pe aici, mergem să găsim bomba. Ah, băgam ea și picioreta, mamă, deși nu-mi place să merg cu mașinuța asta mică, că îmi dă geam cald, cooldown-ul ăla și nu pot să sar și acum o să vină unul aici, că ăștia știu deja că noi urcăm pe scăria, uite-l cum așteaptă futul în gură. Hai, hai, că eu merg pe aici, că aia mea mașinuța. Hai, l-am auzit cum îmi pușca pe ăla. Found Bombay. Ah, eu am găsit. Nu, gata mă băieți, ăsta e Bombay-ul, așa-i? Ia uite-l mă. Și am pus aici mașinuța asta lângă bombă, deși cred că o să mă găsească ăștia. Și uite, ăsta se uită fix în ochii mei, să-mi bat picioarele. Uite-te și tu la ăsta, se uită fix în ochii mei. Am găsit bomba, deci asta este o chestie pozitivă, gata, asta va sparte. Eram sigur că mă sparge, dar nu-i problemă, bă băieți, că deja știm unde e bomba. Uite-l pus ăsta ce se luptă cu ei, coaie! Uite-l pus ăsta ce se... No, gata, a fost și el, atâta, asta a fost. Hai să mergem să dăm repede rush să plantăm diffuserul. Plant the diffuser at any bomb. Ai nicio problemă, bă băieți, o să dăm repede aici un scrapple. De fapt, nici nu știu să dau. Oare să intru? Nu, no, intru pe aici. Am bat picioarele, da, spargem repede aici ușița, băieți. Nu, stau să mă urc pe clădire, să nu știu ce. Urcăm direct aici pe scări, avem grijă cu MHQ, că bine, de fapt nici nu mă interesează cât de obvious dau cu ele. Uitați, un umor, bă băieți. Hai mă, că nu e chiar obvious MHQ, băieți. Am dat așa un pic un headshot acolo, n-a tremurat, dar mă rog, ținta oricum o să tremure. Uite-l pe ăla. Mamă, dăm rage cu, dăm rage, băieți, dăm rage. 3 kill-uri, băieți, 3 kill-uri, băieți, să mă bată tata, 3 kill-uri. Mamă, că a vrut să... Mamă, mi-a dat. Uai! Nici nu știam că poate să fac așa ceva. Ia să mă, Eco TV, ia să vă mă Eco TV-ule. Pune mi-ai dat tu mie, că nu știam că poți să tragi prin chestia aia. A, lol.
Bă, ce schemă piramidală mi-a făcut omul meu aici cu aia. Oricum am eliminat destul de mulți de la aici, adică 4v2 ar trebui totuși să se descurce, dar vedeți că ăla mi-a făcut mare schemă piramidală, băieți. Uite-l pe ăsta cum merge, câș omul meu. Avem 3 cu 1 numai bine. Un scor decent, eu vreau să am kill de dumă măcar la 2, adică să nu scadă sub 2, dar în orice caz, eu zic că o să ne descurcăm. Acum am murit eu ca prostul că nu l-am văzut pe ăla, că și-a făcut el acolo găurica aia lui ca să mă împuște, da, în fine. O să aveți cheat-ul în descriere și vă trebuie pentru cheat, uite, am câștigat runda, pentru un cheat vă trebuie și un invite code. Invite code-ul o să-l aveți tot în descriere, să nu e Spring sau ceva de genul. Când o să intrați pe site să vă faceți cont, o să vă ceară un invite-ul, ca și la skit, de exemplu. Și asta e faza, sau ca la file, sau ca la nu știu unde vreți voi. Și o să băgați cutul pe care vi-l las în descriere, pentru că băieții mi-au dat și un cont. Nu are un număr neapărat limitat de utilizări, dar oamenii, cei de la cheat-ul ăsta, au vrut să facă ca doar userii care vin de la youtuberi să fie pe site, nu să caute efectiv unul Rainbow Six is cheating și să-l găsească, probabil. Probabil chestia asta au vrut să facă, altcumva nu-mi explic de ce au pus un... nu știu să zic, un cod care te ajută să intri pe site, dar să-l dea la toată lumea, nu știu. Asta este teoria mea, bă, băi, hai să dăm acum. Doamne, ce-mi place să joc cu Ashe și îmi place că acum am ajuns la un nivel cât de cât mai ok. Adică în primele mele meciuri toată lumea o voia pe Ashe, toată lumea. Deci efectiv eu nici n-apucam să dau click pe Ashe, că deja era o lată. Acum am ajuns la un nivel mai ridicat, unde au și ăștia operatori mai buni și nu o să mai chinuie ăștia cu Ashe-ul. Și atunci am rămâne mie. Când mi-am pus acolo red dot-ul, toate alea, merge blanao cu aim hack-ul. Băi, dacă mai vreți episodul de genul în continuare, eu o să mai fac, adică mie chiar îmi place să joc Rainbow Six cu cheat-uri, să-i rupe băieți, să vedem dacă poate fac și băieții ăștia ceva împotriva codaților, așa cum au făcut băieții de la CS. Hai să vedem repede, că știu unde e bombside-ul. Hai, nu mă îmbușca, nu mă lua pe la spate, brodărinio. Hai că o luăm repede aici la stânga. Ah, nu, am greșit drumul, băieți, am greșit drumul pe aici. Gata, și mă așteaptă să după colțai, măcar să vedem bomba. Gata, found the bomb. Found the bomb și mă bag sub masa de biliard. Yes. Yes, și nu m-a văzut prostul, fain că nu m-a văzut prostul. Mamă, cred că se... Ah, gat, mamă, cum s-a uitat la mine, ești prost la cap. Tu te naripă cum s-a uitat la mine. Băi, ai găsit bomba, băi, băule. Mamă, uite cum se uită la ei, fiat, cum a lăsat. Oh, ce-a făcut, mă, de primește puncte? What? Primește puncte dacă îi filmează sau chestii de gen? Bine, fine, știu la ce se așteaptă punctele alea. Probabil că la finalul meciului, acolo, când îți dore în capul ăla... să-ți dea mai mult în bara aia. În rest chiar nu știu la ce te-ar putea ajuta punctele astea. Repede să ne... Dar nu știu cum să mor, să-mi bat picioarele pe unde aș putea eu să mă urc acum. Aici, pot să intru pe aici. Păi, bineînțeles, băiatul, ia fene, spargem aici în casă, ești nebun la cap. Așa sparg hoții casă, ești nebun la cap. Hai să mergem repede la etaj și să le dăm cu aim hack-ul. Bă, mi-e frică să nu fie ceva trepuri puse pe aici. Mă simt candid by daylight, să-mi bat picioarele. Ok, am încercat să... Ia să le dăm prin pereți, băgam ia și... Unu mort, doi morți. Hai mă să dăm un pic de rage quit, băieți. De rage quit, hai că de rage quit, dacă e ceva. Doi morți, trei morți. Dăm un pic de clash, băieți. 4 morți, mamă, 4 kill-uri să mă bată tata. Cine și atragă în mine, e team kill, să mă bată tata. Mamă, dacă nu mă fac ăștia cu o dată azi, s-a terminat șmecherii. Hai mă, omorâți-l măcar pe ultimul. Ia uite-l cu aia, face ultimul kill-uri, ești prost la cap. Cum trebuie cu facem ultimul kill-uri? Ia, bapi. Nu-i dau pentru că o să se vadă ultimul kill. Hai, omorâți-l voi pe ultimul, omorâți-l voi pe ultimul, că nu vreau să se vadă ultimul kill de la mine. Bine, mă, bravo, băieți. Știți că dacă omorâți pe cineva, gen și ultimul în viață, uite, acum aici se vede kill-ul, ultimul kill făcut pe rundă, știți? Și nu prea aș vrea să se vadă ultimul kill de la făcut de mine cu aim-ul prin perete. Ar fi mai ok să fie un kill normal, ca ultimul kill pe care îl vede toată lumea. Hai să luăm din nou pe aici, bă, dar nu înțeleg, nu ne mai mută și pe noi să apărăm bomba aia, doar la atac suntem, să mă bată, dar dacă doar atac, parcă nu prea. Hai să luăm din nou pic la diffuser, deși n-am apucat să plantez deloc diffuser-ul, deci cheat-ul e foarte bun. V-am spus și vă spun chestia asta la fiecare episod de genul cu cheat-uri pe alte jocuri. Băieții, la jocurile astea cu protecție super, super bună, nu se axează pe un meniu, pe un design super bun. Ei se axează ca cheat-ul să fie nedetectabil, pentru că vă dați seama, ca să faceți un design la cheat aveți nevoie și de designer și chestii de astea. Ei nu se complică cu chestiile de genul, ei pur și simplu fac un meniu imgui pe care absolut toată lumea poate să-l facă și se ocupă în rest de cod, adică să nu fie detectabil, să meargă bine și chestii de genul. Oricum o să aveți acolo când o să intrați pe site-ul băieților, o să aveți și suport și chestii de genul, pentru că pentru cheat-urile de jocuri de astea mai complicate trebuie să aveți mai multe chestii instalate și bine, nu, chestii pe care normal ar trebui să le aveți basic, nu... Băi, ce se întâmplă? Îmbruiază ăștia semnalul cu aia. Sunt niște chestii pe care normal ar trebui să le aveți basic. Nu ar trebui să vă stresați în instalarea lor. Dar dacă nu vă merge codul sau vă dă crash sau chestii de genul, o să vă spun acolo ce aveți de instalat ca să nu vă mai dea crash. Mamă, sper că nu se bagă asta sub fotoliu. Băi, cu aia, dacă se bagă sub fotoliu să mă... Băi, what? Ce-a pus ăsta aici, mă, trăiți iar familia? Sper că nu mă detectează chestia aia. Hai mă, frătiu, am lăsat camera acolo și am fix înainte să se închidă, am scos-o un pic și cred că m-au văzut și o să-mi împuște acum. În fine, bă, băi, hai să dăm încă un oraș pe ei cu aim hack-ul.
7-1. Frumii, frumii, îmi place scorul ăsta, îmi place, chiar îmi place scorul. 7-1, am făcut două, nu, am făcut 3 kill-uri în prima rundă și 4 în a doua. Mamă, bă, băieți, dar nu se poate, mă, păi da, dăm rush așa pe ei în fiecare rundă, ești nebun la cap. Ia, ți-i dau la ăsta prin ușă, că e primul kill. Ah, dar nu merge. Nu merge, bă, băieți, nu merge, mi-am luat mare țeacă. Bă, m-am fost secuit, băieți. Uite, aici, pe aici, ah, nici pe aici. Bă, ce secuit sunt, băieți, sunt foarte secuit, mă simt secuit. Ia uite-l pe ăla cu aia, mamă, ce head i-am dat. Bă, dar mă împușca meu sau ce dracu s-a întâmplat? Mamă, stau ăștia toți chem pe mine să mă bată. Ia uite-l cu aia ce trage, fu-te în gură, nu pot să arunc o granadă, nu. De pe ce aruncam granada? Chestia asta pot... Ia uite cu aia, mi s-a dus sinta prin perete. Bă, o să-i dau Free Fire, jbong. Mamă, ce Free Fire am dat să mă bată tata. Hai, bosule, hai, care mai stă chem pe mine? Tu stai chem pe mine, hai, frate. Mamă, stau toți trei chem pe mine, ești prost. Ia uite, mamă, ce one-tap. Cu aia, ăla nu-i pe mine. Ba, era pe mine, bă, ce prost, s-am crezut că e dincolo de perete. Fu-te în gură, așa, are șic. Of, doamne, am făcut 3 kill-uri și nu de asta, oricum, uite cu aia ce Free Fire dădeam săracul de el ce vedea. Da, mă, uite-l futul în gură, mă, era aici, am crezut. Bă, uite cum era pus pe dead body, ești nebun la cap. Mamă, your team dropped the diffuser, deci ca prostul. Am luat diffuserul și am și murit cu el, să-mi bag picioarele, mă. Hai, sper să joace. Ua, ce și-a luat-o ăla. G-ul tău, mă, hai, dă-i stânga, dă-i stânga, dă-i pic stânga, brodere, hai că e acolo, te așteaptă pe burtă, ești nebun la cap. Sau nu cred că e acolo, nu, e după perete, ești nebun la cap, dar îl ia acum din dreapta, nu-i problemă. Ăsta trage în oameni morți, acum o să-i dea la pic și o să-l rupă. Bă, măcar nu e așa de obvious, adică pierdem și noi o rundă, ești nebun la cap, că dacă tot joc obvious așa, dau drept cu aia de la echipa adversă, abandon, ești nebun la cap, nici nu se mai stresează, mai ales că e meci unranked. Deși ar fi tank să jucăm și niște meciuri ranked pe Rainbow Six cu cituri, sunteți nebun la cap. Acum eu m-am băgat la unranked în primul rând că nu am rank de ranked și în al doilea rând că nu știu, am zis să nu intru așa în forțe din prima și am zis să jucăm și un meci de unranked ca să vă arăt și vouă cituri, să vi-l prezint, să chestii de genul și după aia poate o să facem și live-uri, poate o să ne și jucăm pe ranked. Asta depinde. Ia uite-l cu aia ce a făcut și a dat grenadă singur să-mi bat picioarele. Doamne Iisuse Hristoase, hai de pic, de-i pic, brodere, de-i pic, brodere, hai că poți. Uai, ce, doamne, și le-a irosit aiurea să-mi bat picioarele și acum mai dau ea pic, mamă. Deci nu se poate așa ceva, mă. Nu se poate așa ceva, nu se poate. Uite, ce dracu faci, mă? A, îl detectează cu chestia aia oare, sau? Bă, nu știu, în locul ăsta aș da pic sau aș planta difuzerul ăla, ești nebun la cap, că... Bine, difuzorul nu cred că poate să-l planteze, că trebuie să-l planteze în camera unde stau băieții ăia. Uite pe aici, bra, mamă, dar așteaptă coaie ăia, ești nebun la cap. Ia uite coaie ce l-așteptau, bă, băiete, bă, ce l-așteptau. Nu e problemă, băieți, hai să se facă switch-ul de echipe acum. Ar fi tank să se facă switch-ul de echipe acum, deși nu cred că o să se întâmple chestia asta. Mamă, a tras destul de prost ăsta de la... De la ăștia de dau defense. Hai să vedem, bă, băieți, se schimbă echipele. Aia zic, bă, băieți, aia zic, dăm și noi acum defense, bă, băieți. Acum o să luăm pe Chelios-ul ăla, cred că, pe puls ăsta, și o să avem MP, un MP-ul cu red dot, perfect. Deci vedeți, mă, deja eu știu cu ce joc dinainte, sunteți nebun la cap. Eu te-l pus cu bandit, cu smoke. Da, inițial trebuia să joc cu smoke, e meciul de azi, da, meciul de azi. Pe episodul de azi, dar nu știu dacă voi știți, dar eu filmez la ora 5 dimineața și eu la ora 6 jumate trebuie să plec spre școală și nu cred că e nimeni online la ora asta ca să filmeze alături de mine, adică în timpul școlii la 5 să filmeze episod, nu cred că e nimeni aici să filmeze alături de mine, așa că am zis, bă, frate, eu mă bag singur, ești nebun la că mă bag aici la meci să vă arăt și vouă citul ăsta, să mă joc și eu, că chiar îmi place, deci chiar n-aveți idee ce îmi place să joc cu cituri pe... Așa, pe jocuri diferite, de ce se parcă, de ce se întopiere chefu, știți ce zic, dar așa când mai intru pe alt joc, mă mai parcă mai... Dar nu știu de ce am zis căcatul ăsta cu aia, că acum trebuie să baricadez din noi, ești nebun la cap. Că ne văd aia, măcar să nu ne vadă, că oricum baricada asta nu face nimic, adică dacă eu stau aici și omul trage un glonț din cealaltă parte, papa, ești nebun la cap. Hai să vedem, mă, băieți, dacă vin acum ăștia, o să mă bag și la ranked, nu știu exact care sunt rancurile pe acest joc, dar... Ar fi tank, nu știu, spuneți și voi în comentarii, ar fi super tank, zic eu, să ne băgăm și la niște meciuri. Ia uite, ia uite, pizda, mă, te ce te-am. Ia uite, coaie! Bă, copile, mori, mamă, două drone le-am zis, deci mai am trei. Teoretic, mai trei ar fi ca să se aspecă ea pe noi. Hai să vedem. Nici nebun, dar stau ascuns, pe dracu, știe pe unde, pe sub astea, nici nu stau să... Ia, ia. Ah, mi s-a părut că am văzut ceva. Hai să vedem sub masa asta, că aici, sub masa asta, mă mai ascundeam. Bă, dar nu înțeleg, mă. Ah. Am înțeles, nu înțelegeam cum mă vedeau ei pe sub masă. Statul meu obic mănâncă nasul. Seamnă că îmi cer bătaie sau ce înseamnă, că mi-au bătaie, nici nu mai știu vorbele astea, să-mi bat picioarele, tot mi le zic oamenii și eu tot le uit, că am mai întrebat pe live-uri chestia asta de vreo două ori. Hai, mă, dă-i repede, ce baricadați aici, hai, frătiuc, dă-i pic, frătiuc, hai, dați careva pic, îmi place să stau camp, hai, dați pic. Mamă, mă mâncă nasul în ultimul hal și m-am, ia, uite-l cu aia, la dă cu grenade, bă, băiete, stai, ce lux. Ah, ăștia nu s-a aici, bun, deci doar la ăsta aș putea să-i dau pic, teoretic și practic. Hai, frătiu, dă-mi pic. Oh, unul mort, doi morți, băieți, două kill-uri.
Ai, mă, că... Nu, te arunca de aici, mama, am crezut că mor, să am crezut că am rupt mare picior. Hai să dăm repede un... A, eu nu pot, doar aia pot să-și dea repel de la... Ei, nu-i problemă, mă, băieți, că noi dăm rașpe de sub, sunteți nebun la cap. Hai, mă, să fac două kill-uri acum, să văd cum se vede căcatul ăsta. Eco TV, dar nu pot să-i dau pe aici, trebuie să sparg... Sau? Nu, sper că nu pot... A, e pe afară, mă, dar nu pot să mă urc pe clădire. Detecte dauduri. Să haideți, mă, băieți, dați-mi pic. Hai, frătiucule, dă-mi pic. Hai, frătiuc, dă și tu pic. Hai, frătiuc. Au, ce-o picat ăla de pe clădire. Hai, frătiuc, hai, frătiuc. Hai, frătiuc. Hai, mă, doamne, l-o moară ăștia mei și eu vreau să... Na, voiam eu să-l omorești, nebun, la ca. Câte kill-uri am, mă? 13 cu 2. Bine, dacă vrei. Voiam eu să-l omor pe ăla, mă, frate, mă, că să se vadă și să vadă și ăștia cum zboară emu. Cred că după aia nu mai troll îmi făceau. Mamă, cum a tras ăsta de... Ai, 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 ai. În fine, bă, băieți, round 5 defend. Bă, băieți, ăsta oricum e câștigat lejer. Am avut meciul trecut 20 de kill-uri, bă, băieți. 20 de kill-uri într-un meci de Rainbow, mie mi se pare enorm de mult. Adică, totuși, sunt meciuri scurte, mai ales. Acum nu știu cum sunt meciurile alea ranked. Dar astea, în ranked, sunt meciuri. Bine, de fapt, cred că mi se pare că la fel. Mi se pare că scrie acolo că meciurile ranked față de ranked sunt la fel. Deci, același lucru, numai că, na, e pe rank-uri la ranked. Și ăsta, în ranked, îl joci de distracție. Mă rog, pentru XP de ăla la level, dar... Nu primești rank. Acum spuneți-mi și voi, cum e cu rankul ăla? Adică joci un meci și îți dă un rank așa sau trebuie să joci 10 meciuri și să... Bine, normal ar trebui să joci mai multe meciuri ca să vadă la ce rank ești, dar la ora 5 dimineața ce dracu să... Ce dracu să... Conștientizez, să... Na, în fine, bă, băieți, hai să vedem acum ceva. Bă, aș da un rush. Deși trebuie să dau defense, aș da un rush de la nebun ca să vedem ce se întâmplă, mă, dacă dăm și noi un rush aici. Am 36 de secunde până să... Ia uite, ia uite, frătiuc. Ce faci, mă? Ia uite-l, coaie, fuge, bă, coaie. S-a băgat aici? Nu s-a băgat aici. Fuge pe scări tot în sus și cred că am și pierdut-o deja. Nu, e pe aici, hai că s-a găsit-o deja. Bă, frătiucule, dar sparge asta, mă, nu fi pizdă. Na, ăla ești înapoi afară. În fine. Bă, ia, ia. Nu, e pe aici, mamă, dar nu, tot îți obișnui cu... Coaie, dau ăștia foc la casă, ești prost la cap. Îți obișnui cu controlele, cu controlele de la CS și de aici, de pe control, te pui pe burtă, pui mei, nu te pui crouch și... Of, doamne, tot îți obișnuiți să dau controlele de la CS și nu mai văd când vine unul în față, vreau să mă pun pe crouch, dar caracterul meu se pune pe burtă și mă omoară la după aia și nu știu de ce în puii mei. În fine, bă, băieți, să vedem dacă putem să dăm muraj de ăsta mai nebun pe băieții ăștia de la echipa adversă, numai pe... Oh, bine, putem să ieșim, așa vă vreau, tate, și acum... Să-mi bat picioarele, să-mi bat picioare... Da, dracu, mă, că m-a luat, da, și eu prost, ah, dar ăsta m-a luat, are și că ăsta, futu-ți, are și cu mătii, băi, ciochelari de Darth Vader, ai... Băi, deci nici nu știu cum dracu m-a luat ăsta, dar... Mamă, și bine, mi-a dat direct head asta, ăsta a fost marele lui avantaj, că mi-a dat direct head. Hai să dăm switch view, nu pot stau și eu. A, i-a zic, frate, eu spec pe coechipier, dar nu pot să stau... A, nu, doar pe... A, deci eu pot să stau spec pe omul acui camera aia. Nu, stai mă, că asta nu-i camera, ce prost, asta nu-i camera montată de player. În fine, nu știu care e faza cu spectatorul ăsta, dar îmi place mult săgeata lui ăsta. Săgeata aia de acolo, când dă scope pe red dot, mă rog, green dot-ul. Ia uite-l pe ăsta cu aia ce controlează camera, s-a distrus. What? Am crezut că vede camera cum se mișcă, sau poate nu o fi observat-o, cine știe. Hai să vedem dacă câștigai mei runda, chiar ar fi tank să câștige, mamă, dacă te prost tragi, omule. Mai jos, mai jos, hai mai jos, mai jos, mai jos. Mai jos, frătiucule, mai jos, mai jos. Doamne, uite, unde ține ținta, mă, că la dă pic cu crouch-ul și ăsta trage. Ai, ce mamă, ce nașpa, știți anxietatea aia când aveți cod și îl vedeți pe unul că trage la milimetru prin smoke sau printr-o chestie și vă vine să-i ziceți, dar nu vreți să-i ziceți. Of, doamne, asta mi se pare cea mai nașpa chestie când joci cu coderi. Să-l vezi pe unul că trage la milimetru printr-un smoke și... Îți vine să-i zici, bă, frate, dă-i ținta mai jos, dar nu poți să-i zici că după aia își dă seama că ai cod. Hai, mă, că o să-i descurc ai mei. Sau noi suntem portocalii? Nu, mă, noi suntem albaștri, să descurc ai mei. Sunt bune ai mei, joacă bine, nu pot să zic că nu. Deși cred că ăsta pe care stau spec acum o să-și ia mare bătăiță, băieți. Cred că și-a mare bătăiță ăsta pe care stau eu acum. Mi se pare că meciurile de genul se joacă până la 5, adică cine ajunge primul la 5. Sau nu știu dacă se extinde meciul, dacă e egal, că știu că eu când am jucat acum două meciuri era 4-4, după aia am ajuns la 5-4 și am câștigat, dar nici nu știu, probabil aia doar dacă se face egal, se prelungește meciul, probabil că e doar până la 4, nici nu știu, sincer, hai să vedem, deși ăsta nu o să ia runda 1v3, cât e sau? E 1v3? Nu, e 1v2. Nu cred că o să reușească ăsta să ia runda, sincer, dar vedem acum, astea-s nebun la cap, hai, ce face băiatul ăsta? Of, doamne, doamne, Soma Web te cheamă pe tine, frătiucule. Și rest, bă, băieți, nu știu ce să mai spun, nu știu, cu vag vaivorile, că mi-au zis abonații pe... Mama, spar peretele, fii atent cu aie! A spart, mama, a plantat la difuzorul, gata, s-a terminat schema, sunt nebun, ăsta moare, nu mai are nicio șansă, numai dacă nu dă o grenadă sau ceva.
Și-mi horcă-ne ăla în cap, îmi pui mie. Bă, deci mă zgârie pe cap rău de tot. Uai, ce a dat-o? Bine, frătiucule, hai, du-te, du-te, că e low HP, e low, nu, aaa, și era low HP, brodere, brodărinio, brodărașule, era low HP, băi, băiatule, băi. Da, probabil că vă întrebați de ce nu-mi bag Silent Aim-ul însă. Silent Aim-ul mi-a zis developerul că și-o aveam aceeași problemă, mi-a zis developerul că este un feature nou la cheat și încă n-a apucat să-l fixeze și mai dă crash-uri din când în când dacă joci cu Silent Aim. Eu, sincer, nu pot să, adică... Vă dați și voi seama, încerc și eu să filmez și să-mi dea crezi jocul, n-am putut să-mi bag Silent Aim-ul, dar o să, cred că deja, cred că când o să vedeți voi, sincer, cred că când o să fie videoclipul acesta pe YouTube, voi o să aveți deja acces la Silent Aim, adică o să vă meargă bine. Și acum aveți acces la Silent Aim, dar îl activați, apucați să le-o dați la 2-3 oameni și după aia gata, să v-a dat crezi jocul, al patrulea om, la om când i-a tras primul glonț, gata, v-ați dus. Și de aia zic, nu merită să fiți într-un meci ranked sau ceva și să vă riscați cu chestii de genul, să vă luați crezi sau de alea. Câteodată mai dă și blue screen dacă nu aveți și toate programele alea instalate cu Microsoft Visual Redistributable și ce vă mai pune ea să vă instalați. Deci, na, e complicat, trebuie să aveți grijă când vă instalați codul și să ia uite coaie două din una aici prost, mamă, dacă de prost pot să trag să mă bată data una și restul. Unde s-a dus aia la alta? Eu am acum pe full screen window, pe borless de ăla și am input lag, mi se mișcă mouse-ul super ciudat. Pot să dau cuțit? Mamă, ce cuțit i-am dat să mă bată data. Am input lag de ăla și mi se mișcă ciudat și vă dați seama că la chestii de precizie contează foarte mult dacă ai input lag sau nu și acum nu prea pot să fiu precis. Bine că am cod, măcar să-ți nebun la cap. Bine că am codul ăsta, că nu puteam să joc acum cu input lag. Bine, dacă nu aveam, că by the way, încă o chestie, dacă vreți să vă jucați cu acest cod, trebuie să vă jucați pe full screen window, adică pe borless sau cum se mai spune, adică nu puteți să jucați pe full screen pentru că este un cheat external, să vă zic așa, și na, dacă vă băgați ia uite coaie cât vin să mă bată tata, toți vin pe aici coaie. Unul mort, hai mă, veniți pe rând, băgam ea și mamă, l-are scut futul în gură. Ia uite coaie, mai ia asta pe la spate. Mă ia băiatul ăsta pe la spate. Ia uite-l coaie ce face. Futu-te în gură, doi morți. Hai mă repede, mai veniți cu scuturile, băgam ea și am venit cu scuturile, futu-vă în aripă. Hai, hai frătiucule, hai frătiucule. Mamă, dar mi-e și frică să-i dau pic. Ia uite-l coaie, ia uite-l coaie, ce face, mă? Asta nu-mi place la scuturi. Că, cu ce mi-a dat? Ia stai un pic să mă uit. Bă, dar asta nu-mi place mie la scuturi. Ia uite coaie, tragi în om, ăla își pune scutul așa că și bam, îți dă. Vezi, și aim hack-ul continuă să-i tragă pe corp, nu se duce pe cap. Și ideea e nu, că, nu doar că continuă să-i tragă pe corp și nu se duce pe cap, dar nici nu te lasă pe tine să-i muți ținta pe cap. Doamne, asta mă enervează și de aia foloseam eu Silent Aim-ul foarte mult. Dar oricum v-am zis, probabil că nu o să vedeți voi videoclipul ăsta, Silent Aim-ul deja o să fie disponibil. Deci de asta folosesc eu Silent Aim-ul, bă băieți, pentru că nu poți să-ți muți ținta. Dacă își pune punctul undeva, ci tu trebuie să stai acolo pe punctul ăla până-l omori pe băiatul respectiv. Nu poți să mai muți ținta de acolo. Așa cu Silent Aim-ul, oriunde duci tu ținta, acolo trage codul. Ia uite, iară cu scutul. Băi, coaie, dar ce pizde să mă bată tata, mă, frate, mă. Ia uite coaie, ia uite coaie ce ratează. Băi, nu cred, mă, dar ăștia cu scutul ăla chiar că-s toxic. Să mă bată tata să vii, ia uite coaie și-a băgat mare injecție. Uite, vine cu scutul și acum. Fain, uite și tu la el. Doamne, bine că l-a omoră. Ce bine îmi pare că l-a omoră, deci nebun la cap. Deci îmi pare foarte bine că l-a omoră și că e unul low HP. Mă, cum să trec să fim așa toxic, coaie, să joci numai cu scutul? Ia uite coaie. Cum trebuie, cum o să fie așa de nesimțit, mă, să joc doar cu scutul ăla? Bine, și eu cât de nesimțit să fiu să joc cu coduri. Aia e partea a doua, băieți, da. Cu scutul ăla pentru... Ba, mă, la ce, cred că e cea mai OP chestie din joc, scutul ăla, sunteți nebun la cap pe lângă coduri. Păi te duci cu scutul până în fața la om, îți descarcă la glonțele pe tine, pui, mi-ai scos pistolul, ai dat glonț în cap, pa. Nici nu mai stai la discuții cu el. Asta oricum o să moară, o să mă duc eu rundele viitoare. Dar poate nu mai apucă, dar nu cred că stau așa și se sperie, pui mei, cu diffuserul ăla când e 1v2. Mă gândeam că poate se sperie și nu și trece timpul și n-au timp să planteze diffuserul. Dar ce dracu, că e 1v2, dau oraș pe el și totul o moare, ești nebun la cap. Da, acum plantează diffuserul că l-aud. Aoleu, bă, băieți, ce somn îmi este. De fapt, nici nu știu. A, oare de ce mi-e somn, pui mie? Oare că nu am culcat deloc seara asta și că stau de ieri și că e ora 5 și eu trebuie... Mamă! Ce a fugit ținta lui ăsta, ești prost? Mamă, l-a murit, ăla e rip, ăla e mort în gură. Mamă, a mai bubuit toată bomba aia. Hai, mai bubuie o dată, brother, mai bubuie o dată, nu mai puțin o dată. Hai, acum, că-și dau revive cu aia, i-a dat revive. Și le-a din... Mamă, să mă bată tata, gata, mai 4 secunde. Nice, hai că mai e timp, hai, 4 secunde, frătiu, 4 secunde, o secundă. Yes, round win. Băi, coaie, cum pula mea, a stat pe 0, am dat și cu piciorul microfon. Băi, coaie, a stat meciul pe 0, 3 secunde. What the fuck? Na, cred că mi-am... A, ok, am dat... Ce?
This text channel you can manage. E dezactivat generalul. În fine, bă, băieți, hai mă că acum suntem pe atac, ești nebun la cap. De fapt, pe atac cred că am fost și până... Ba nu, n-am fost pe atac până acum, am fost pe defense și acum avem atacul. Doamne, ce le dau. Ia să-mi activez, mă, băieți, să facem o șmecherie. Ba, dăm pe 6, dăm pe FOV, pe... Mamă, să mă bată tata. Dai mă să vă văd acum, bă, băieți. Hai să vă văd acum. Și no, când bag hitbox-ul only head, ești nebun la cap. Nici nu mă mai interesează să-mi bag picioarele. Oaa, ce le vă fac acum? Tot vă îngit. Hai mă să vedem, bă, băieți, că nu, doar post shoulder pick nu poate să-mi dea orice fel de pick ar încerca să-mi dea. Doar trebuie să-i se vadă capul. Deci, practic, cu hitbox-ul pe head n-are nicio șansă, ești nebun la cap. Nicio șansă n-ar trebui să aibă. Acum, să vedem, nu se știe. Mamă, iară cu camerele astea tâmpite. Ai, repede, îți dau oraș acolo, ești nebun, să nu zici, de Doamne ajută, așa. Deși nu-mi place să caut, uite, am găsit intrările, nu prea-mi place să caut intrările, să mă chinui prea mult cu intrările în clădiri, în chestii de genul, dar uite că acum am găsit-o rapid, dar oricum ăștia mă omoară, nici n-am cum să mă ascund, ești nebun la cap. Că ăsta mă găsește imediat. Hai, frătiuc, vin cu a... Frătiuc, opa, frătiuc, opa, încerc să le fac așa, opa, opa, frătiucule. Hai mă, veniți în... Oh, m-a văzut! Ah, m-a văzut! Ia, distruge-l, frătiucule, distruge-l. Ia, uite-l cu aia, stă pe sub ușă, fu-tu-l în gură. Hai mă, frătiuc. Vino cu a, frătiuc. Ce-mi place să le fac de astea. A, pus ceva bombă și acum când o să iau la... Gata, mi-a broiat semnalul aici, nebun la cap. Am diffuser-ul acum, cum îl cheamă pe ăla? Am crezut că îl cheamă sufletel, în păi mi-am crezut că gata, am dat și de român, să-ți nebun la cap. Bă, câte sus poți să... Bă, ești prost? Chiar poți să mă urc până sus de tot? Do-te, dracu, mă, ce tare, știam că pot să fac... What the fuck? Bă, voi vedeți cât de sus am putut să mă urc? Voi vedeți că sunt efectiv în cel mai înalt punct de pe harta asta? Mă rog, în afară de munții aia. What the fuck? Și acum aveți că mor în puii mei. Băi, coai, help me, băi băiatule, băi, nici nu m-am gândit că e așa ușor să mor în jocul ăsta. Mai am și 20 viață în puii mei. Am și eu ceva de viață? Am și eu, ia uite coai, m-am conectat la dronă, dar drona mea e dusă pe pulențiu. Păi și ceva de viață n-am și eu să-mi bag în vene, ești nebun la cap? Hai cam, dacă am bubuitorul ăsta care cred că acum se duc drecu. Of, Doamne, cum mi-am putut eu toată viața mea, ciu, dacă mă arunc de aici, mor oare? Oi, ce m-am speriat, mi-a stat inima în loc. Băi, băiatule, băi, dar cum dracu pot să fiu așa de dobitoc? Spuneți-și mie, vă rog. Ia uite cu aia. Spuneți-și mie, vă rog, cum să fiu așa? Cum pot să fiu și eu așa de dobitoc? Ia spuneți-mi, vă rog. Așteptați-mă și pe mine să înțeleg, sunt nebun la cap. Hai că mă tom încă nasul. Hai mă, bros. Băi, cu aia, s-ai ratat. Așa, am pui mei, sparge-o cu coaia în tine. Hai să ne băi, dăm și noi un prefer așa. Ăsta ce face aici? Frate, eu cu ăsta și ce sunt chestiile astea? Astea sunt drone electrocutate, am înțeles. Uai, ce m-a speriat de ăsta, ce era și-o dat futul în gură. Uite-l pe ăsta cu aia pe jos. Mamă, ce frică-mi ideea. Că poate-mi dau pe subuși și mai ai 20. Aș fi, dă repede, rași să-i dăm. Luăm pe la spate aici, nebun la cap, le dau un lead la toți. Hai bă, băieți, să vă văd. Cum dracu la... Ia uite cu aia până de la omoră. Fu-tu-te în aripă de jec cu aia. Mamă, ce trag ăștia pe aici, să-mi bag picioarele, mă. Fugi. Mamă, ce a tras. Hai mă, bro. Hai, bro, să te văd unul mort. Doi morți. Hai, frătiucule. Ah, băga mea, m-a luat din stânga. Eco TV în pizda, mătii, mă. No, drona mea e pe pauză. Hai, mă, băieți, am încredere în voi meciul ăsta. Să mă bată tata dacă trebuie să-mi bag rage următoarea rundă, doar că nu sunteți voi în stare să câștigați. Ca să nu joc chiar așa de obvious, da? Sunteți nebun la cap. Nu jucăm obvious, dar... Na. Hai, mă, băga mea și picioarele. Hai să vă văd, mă. Băi, stânga, bossule, stânga. Hai mă, bravo, hai, tu-l domnul pe eco, bravo și las toan aici, în stânga aici, nebun la cap, hai brodere. Vedeți mă, se poate și fără să dăm obvious, chiar nu vreau să dau obvious, mă, că parcă m-aș mai juca jocul ăsta, știți ce zic, și vreau să-l joc pe contul meu main, să știu că ia uite-l cu aia pe ăsta, se omoară în trade, nice team kill, ești nebun la camera, măcar au câștigat runda, mai avem o rundă de câștigat, băieți, și cred că câștigam meci, oricum am 18 kill-uri, eu acum văd să mor tu că am 18 kill-uri. Mamă, eu acum văd ăștia numai 3, 4, 3, 2, 8, 18, ești nebun la cap sau ce? Ba, cred că kill-urile sale ești prost la cap. Bine, dacă vrei, mamă, acum ne-am mutat din nou pe defend. Overtime match point. Na, păi ăsta-i luat, ăsta e ultimul match. Aviatorul, om, ești nebun la cap, luăm pe puls, ăsta luăm cu red dot-ul, bam, și ăsta ar fi ultimul match, ultima rundă, puii mei, ultimul match, auzi la mine. Hai să ne băbăiți, oricum cred că o să intru așa, ca de ultimă rundă o să intru cu rage-ul, ca lumea e așa, ca hai să ne băgăm smut-ul. Smut-ul cu cât îl dai mai tare, cu atât se mișcă ținta mai rapid de asta, ca să înțelegeți. Așa este la unele cheat-uri, n-am înțeles de ce, am văzut și cheat-uri de CS în genul ăsta, și cheat-uri, mă rog, mai multe cheat-uri, și cheat-ul de Warzone, mi se pare că era tot așa, cu cât era smut-ul mai mare, cu atât se ducea ținta mai repede pe inamic, deși nu înțeleg că smut ar fi...
gen smut, știi ce zic, ia uite-l pe ăla pe Soma Web, carry me please, ăla vrea carry, ești nebun la cap, fute-te în gură, Soma, auză-l pe Soma, vrea carry, bă, ia uite cu aia, pot să iau pe toți de aici, ești prost la cap, dacă mă mănânc iar nasul, băieți, se nu-mi place când mă mănâncă nasul în continuu, deci parcă pe video, când vreau să mă concentrez și să iasă totul perfect, parcă atunci mă mănâncă nasul, ba, nasul, ba, deci mă mănâncă toate alea, ești nebun la cap. Of, doamne, ce mă enervează. Dar acum la overtime durează cumva mai mult timerul ăla de sus până începe runda? Sau sunt eu prost și am iluzii și nebun la cap? Nu știu ce să zic. 12. Nu mai știu cât era în celelalte runde, dar parcă runda asta a durat un pic mai mult. Bă, spuneți, băi, skin, unde ești, skin-ule? Unde ești, skin-ule? A, te-ai băgat tu sub birou? Tu te-ai îngura, a? Nu s-a băgat sub birou. Nu, cred că mai găsesc eu skin-ul ăla. Vezi, bă, mă, dar ce mă enervează că mă pun gata mai action face. Hai să vă, mă, hai să vă văd, hai. Care vine încoa? Care vine încoa să îi dau headshot? Ah, da. Ah, aici e la etaj. Ia uite-l pe ăla, cu aia asta un pic. Da, așa că iau pe aici, ești nebun la cap. Hai, frătiucule, unul mort. Hai, mă, să dăm un pic de re. Ia uite cu aia. Doi morți, trei morți. Hai, frătiucule. Patru morți. Cinci morți. Bine, mă, băieți, am dat mare rage, ești nebun la cap. Băgam ia și picioarele nici rage, am dat runda asta. Ia să vedem, mă, băieți. Doi morți. Ia uite cu aia ce zbura ei, mă, ești prost la cap. Ia uite ce a râs ăla. Ia uite ce a râs ăla cu aia. Ce zice, ce a râs, auzi la mine? Ce semne de întrebare a pus? Hard fought victory, ești nebun la cap. Deci am luptat grav pentru victoria asta astăzi, nebun la cap. Mamă, ce mi-a plăcut să dau acum rage-ul ăsta în ultima rundă. Ăștia au pus și semnul întrebări, nici nu înțeleg ce s-a întâmplat. Nici nu vreau să activez chat-ul de la echipa adversă să văd ce mi-au zis, că cred că m-au înjurat de toate alea. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Dați și voi acolo like, să facem 1000 de like-uri dacă mai vreți episoadele genul în continuare. Uite, mă, cât rank am făcut să mă bată data. Sper că v-a plăcut acest episod. Aveți acolo toate linkurile în descriere, toate linkurile necesare pentru a obține acest cheat în descriere. Sper că v-a plăcut. Dați și voi acolo un like, un subscribe la canal dacă mai vreți live-uri de 12 ore. Mamă, live-ul ăla de 12 ore a fost exagerat de obositor pentru mine, deoarece n-am mai făcut un live de 12 ore de foarte mult timp, dar în fine, bă, băieți, ce trebuie să... Trebuia să-mi pice ceva. În fine, bă, fraților, dați și voi acolo un like și noi ne vedem data viitoare. Salut!